dimineața, băieți, bună dimineața tuturor! Astăzi este o zi bună pentru comunicare. Berbec, aveți succes în afaceri, dar sunteți nevoiți să faceți mai multe drumuri scurte. Sprijinul cel mai important îl primiți din partea unei rude. Taur, un prieten vă invită la o petrecere cu acest prilej, sunteți remarcat de o persoană sensibilă. Gemeni, chiar dacă sunteți preocupat de probleme la locul de muncă, ar fi bine să acordați mai multă atenție persoanei iubite. Rac, sunteți în formă și aveți ocazia să rezolvați o problemă financiară a familiei. Puteți să vă ocupați de afaceri. Leu, primiți un cadou din partea unei persoane dragi din familie de care vă bucurați în mod deosebit. Capacitatea de comunicare este excelentă. Fecioară, în cursul dimineții luați o decizie în urma căreia sunteți nevoiți să vă schimbați programul. Balanță, ușurința în comunicare favorizează relațiile cu cei din jur. Astăzi intervine o călătorie în interesul familiei. Scorpion, aveți succes într-o deplasare în interes de afaceri. Aveți răbdare și evitați discuțiile în contradictoriu. Săgetător, în prima parte a zilei sunteți tentați să vă implicați în mai multe activități. Trebuie să luați o decizie importantă în privința relațiilor cu persoana iubită. Capricorn, s-ar putea să plecați într-o călătorie neprevăzută în interes familial. Este o zi favorabilă comunicării. Vărsător, astăzi pe plan sentimental luați o decizie care determină schimbări benefice pentru viitor. Pești, primiți un cadou de la persoana iubită, iar prietenii vă invită într-o excursie. În partea a doua a zilei sunteți nevoiți să luați o decizie importantă pe plan sentimental. Atât pentru moment, eu vă doresc un final de săptămână minunat. Mulțumim!